Umorul și ironia au cucerit plaja din Mamaia Nord odată cu punerea în scenă a piesei G.O.D., interpretată de Toma Dănilă. Spectacolul a reușit să evidențieze realitatea de zi cu zi atât în viețile oamenilor bogați și săraci, cât și în acelor morali și imorali. Ce vreți voi de la viață, hă? Bani, bani, putere, putere, sex, sex, droguri, Puteți să le aveți pe toate astea, chiar puteți. Dar de ce să vă opriți aici? Hă? Piesa a pus accentul nu numai pe lucrurile lumești, ci și pe contribuția divinității în existența omenirii. Spectacolul a fost plin de replici sarcastice, multe dintre ele bine ancorate în realitate. Sunt furios, nefericit, în dizarmonie cu universul. Zbor, zbor, zbor spre insula Boracay, first class cu avion. Sunt luminos, sunt fericit, în armonie cu universul. Fac închisoare pentru că n-am reușit să-mi plătesc pensia alimentară. Sunt întunecat, sunt furios, nefericit, în disarmonie cu universul. Publicul de la malul mării s-a relaxat sub clar de lună, trăind momente pline de amuzament. Mi-a plăcut, bun fanul. Ok, că îmbină și natura cu spectacolul. A fost super ok. Actorul, îmi place cum joacă. Spectacolul G.O.D. a atins însă și părțile sensibile ale unor spectatori, odată cu abordarea unor subiecte religioase. Partea comică, cea sarcastică și mai profundă, mai puțin eu personal, partea mai comică, mai energică, mai antrenantă. Mi se pare ideea. E o idee foarte bună pentru Constanța, altceva. Altceva. Pornind de la monologul pe care l-ați văzut legat de Isus și așa mai departe, am construit așa un pic înspre zona asta religioasă, cum spui tu, dar e mai mult legat de lucruri pe care le trăim zilnic, adică tematica nu e neapărat legată de religie, de Dumnezeu și de... E doar un monolog din cele șase pe care le-ați văzut. G.O.D. a fost spectacolul care a deschis stagiunea de teatru pe plajă în sezonul 2015, ce se va desfășura în Mamaia Nord pe parcursul sezonului estival. Și a venit să vă zic că există și alte posibilități.